care în cele ce urmează vorbim cu autoarea a peste 1000 de texte pentru piese muzicale, Radmila Popovici Paraschiv. Spune într-un interviu că are două oglinzi în care se reflectă, una fiind poezia, iar cealaltă textele ce le scrie pentru interpreți. Despre ea am putea spune că e omul care poate picta prin cuvinte. E un maestru de cuvinte, iar ele îi se supun cu o dedicație oarbă. Uneori, ea cheamă muza și atunci când nu reușește să o îmblânzească, așteaptă cu minte. În aceste zile minunate de decembrie, ne eclipsează prin finețe și rafinament poeta Radmila Popovici Paraschiv, dar să știți, dragilor, că avem o surpriză pentru voi, telespectatorii noștri, cât și pentru ea, invitata noastră. E vorba de Colind pentru bunici, interpretat de copiii din Asociația Busuioc din Italia, sub egida fondatoarei Lilia Tusa, pe care vă îndemn să-l urmărim. Colind pentru bunici. Nepoței din Italia, v-am pregătit o surpriză pentru toți bunicii de acasă. Ai, ce surpriză! Deschide televizorul și ai să vezi. Bunelu! Da, bunica? Vino să vezi ce surpriză ne-au făcut nepoții. Da, hai să vedem ce surpriză ne-au făcut. Mărioară, Anișoară, Nina, Rada, Nicușor, Vasilică, Fofârlică, Alba ca zăpada, chiar și voi, șapte pitici, ați învățat colindul pentru bunici? Se ascund sub brad piticii, colindăm din nou bunicii, lângă zăpada. Ne rugăm din cer să cadă fulgi de pace și iubire, fulgi de vis și împlinire, bucurii și întâi de toate multă sănătate. Fulgi de pace și mai mare, iarna-i rece, cale lungă, dar la voi o să ajungă. Dor de cântec și de viață, dor de neam și de speranță. Liniște și întâi de
Colind pentru bunici. Uite, această realizare frumoasă cu siguranță va sensibiliza sufletul multor bunici, multor părinți, a căror copii sunt departe. Să știți, dragilor, că este o colaborare frumoasă dintre poeta și textiera Radmila Popovici Paraschiv și copiii din Asociația Busuioc din Italia sub egida doamnei Lilia Tusa. Ziceam eu anterior că este o surpriză, este într-adevăr o surpriză pentru voi cei de acasă, cât și pentru invitata noastră. Doamna Radmila este alături de noi, de noi și lumea, evident. Eu o salut cu mare drag, vă zic bună seara, stimată doamnă, și bine ați venit la Tezaur TV! Bine v-am găsit! Acum un an veneam la voi și prezentam volumul Vene și Artere. Într-adevăr. Și a vorbit foarte frumos despre poezii, despre sărbătorile de iarnă și mă întreb acum când au trecut aceste 360 ceva de zile ca să ne revedem sănătoși și vii. Ce mult contează. Ni se părea banal când începuse pandemia să ne dorim să fim vii. Acum e un lucru destul de important această urare, acest toast, să zic așa, de sărbători. Într-adevăr, aveți perfectă dreptate. Noi ajungem în această seară să discutăm cu dumneavoastră despre activitățile de ultimă oră, să mai depănăm amintiri, însă nu înainte de a vă adresa felicitări pentru încă o realizare frumoasă și, ce ziceți, ne-a reușit nouă surpriza? Da, v-a reușit. Liliei, de asemenea, a reușit, ea a știut să facă primul pas, probabil, și voi sunteți cu ochii pe noi. Am observat aceasta nu o singură dată și mă bucur că puneți în valoare efortul nostru de zi și noapte, pentru că nu e ușor să produci ceva care să bucure, să sensibilizeze și să cuprindă un grup de copii atât de mare, să-i aduni pe toți într-o țară străină și să creeze așa o atmosferă de parcă s-ar afla aici și au cântat cu atâta dulceață. Chiar mă bucur că am reușit să mai realizăm un lucru care să îi bucure pe cei care își văd foarte rar nepoții și mai ales din cauza noilor circumstanțe de viață. Într-adevăr. Vorbind cu interpreți care au în palmares colinde, îmi zic că e nevoie de o pregătire pentru a interpreta o colindă. În cazul dumneavoastră, cum e pentru a scrie un colind? Nu odată am scris texte pentru cântecele de iarnă, că nu e neapărat să fie doar colind. Am scris și cântece pentru sărbătorile de iarnă și chiar despre iarnă, fără să conțină sărbători, în miezul verii. Odată, țin minte, eram la București și era o vară toridă și cineva s-a gândit că ar vrea să-și pregătească sania din vară și carul din iarnă pentru vară. Și am scris niște texte care, pe urma, au devenit cântece foarte bune și ascultate și le mai am pe pagina mea de YouTube, pe muzică de Marian Stârci. Am multe colinde realizate anume cu compozitorul Marian Stârcea. Mi se pare că e un om care simte la fel alura aceasta a sărbătorilor de iarnă. Și cum mi se par mie aceste colinde de autor? Clar că nu sunt autentice. Noi facem în fiecare an câte un colind care cumva între timp se pierde. Cele mai frumoase colinde sunt cele transmise din gură în gură, din generație în generație, care vin de la bunici. Și eu întotdeauna în pragul sărbătorilor de iarnă am niște nostalgii legate anume de bunicii mei. Eu propun să lăsăm puțin acest subiect încă între paranteze, pentru că nu vreau să ne depărtăm de acest colind pentru bunici. Și ulterior revenim la discuții, la o discuție, sper eu, cursivă, cu amintiri frumoase, dar nu înainte să o auzim și pe fondatoarea Asociației Busuioc din Italia, Lilia Tusa, pentru că, cred eu, pentru cei plecați departe de țărișoare, de oamenii dragi, păstrarea culturii, păstrarea tradițiilor, obiceiurilor și a limbii române
contează mai mult, poate, decât pentru noi, cei de acasă, care ne permitem acest lux să vorbim limba română, să ne bucurăm de aceste tradiții și obiceiuri care, încă, slava Domnului, se mai păstrează. Deci, în atenția noastră și a dumneavoastră, dragi prieteni, cu un mesaj ne vine Lilia Tusa, fondatoarea Asociației Busuioc din Italia. Bună seara tuturor celor de acasă, celor plecați prin lume, dar mai cu seamă tuturor bunicilor care își așteaptă cu drag nepoței acasă de sărbători. Acum, în prag de sărbătoare, nepoței, copiii din diaspora au hotărât să-și colinde bunicii de acasă și așa a luat naștere un colind pentru bunici, care este semnat de Radmila Popovici și Sandu Gorgos, cărora le mulțumesc atât din partea copiilor și a mea, cât și din partea tuturor bunicilor, care în acest an, un pic cu restricții, vor primi totuși colindătorii, iar noi îi vom colinda cu drag. Ce înseamnă pentru noi acest colind? Înseamnă o întoarcere acasă, chiar și dacă virtuală. Înseamnă că Moș Crăciun există, pentru că în aceste timpuri în care suntem limitați în a călători, totuși copiii umblă cu colindatul, iar voi, cei de acasă, care ne-ați primit colindul, vă bucurați împreună cu noi de sărbătorile, de magia acestor sărbători de iarnă. Înseamnă să aducem emoții în inimile celor care își așteaptă pe cei dragi de sărbători. Și uite că prin intermediul acestui colind noi am venit. Înseamnă să și primim emoții. Orice sărbătoare este un prilej bun de a aduce în inimile copiilor spiritul tradițiilor noastre românești. Această bucurie a nașterii lui Hristos să ne umple pe toți de lumină, liniște și pace, indiferent în ce colț al lumii ne aflăm. Dragi bunici din depărtare, chiar și dacă calea e lungă, colindul nostru la voi o să ajungă și vă dorim mai întâi de toate multă, multă, multă sănătate. Să fiți fericiți de Crăciun! La mulți ani! Iată că doamna Tusa ne-a confirmat importanța acestui colind pentru cei din diasporă și nu doar. Pentru bunicii, grijulii de acasă care își așteaptă cu mare drag copiii, care își așteaptă cu drag nepoții. Felicitări încă o dată și vreau să încep cu textele și poeziile dumneavoastră, ca ulterior să ajungem la amintiri. Radmila Popovici se consideră mai mult textieră sau poetă? E foarte interesantă întrebarea. Eu nu mă consider nici una, nici alta. Să mă considere alții. Să arăte timpul și acea fită a timpului, deasupra căreia rămân nestematele. Dacă dintr-o carte un singur poem rezistă, de acum are sens acea carte. Dacă din multitudine de texte semnate va rezista ceva și după ce eu voi părăsi această dimensiune, atunci, da, poate cineva va spune că a fost odată poeta, da, sau textiera, că e cam tot acolo, om al scrisului. Dumneavoastră cumva credeți în valorificarea persoanei după trecerea în neființă? Din păcate... E o practică des întâlnită la noi în Republica Moldova. Mai în Republica Moldova, da. Se pare că data nașterii e mai puțin importantă decât data morții cuiva. Atunci el e în afara concurenței și poți să-i dai toate meritele. Adică așa observ eu, că imediat ce moare o personalitate, toți se apucă să citească, să-i asculte cântecele. Așa, un val de moment, că trece timpul și datorită rețelelor foarte repede se împletesc nașterile, morțile, evenimentele care au greutate și care nu. Și din foarte mulți oameni ai trăitori ai acestui pământ, foarte puțini se ridică deasupra mulțimii și lasă într-adevăr urme consistente. De aceea eu nu vreau să vorbesc despre mine cu mari cuvinte, pentru că sunt foarte conștientă că sunt și o celulă în acestui organism numit lume,
care, dacă va fi cel puțin pură și nu va crea în jurul ei murdării și cancer, atunci am în vedere că sunt ceea ce eu exprim, să purifice, să bucure, să însănătoșească acea parte a corpului omenirii în care m-am născut, acea parte am în vedere între Nistru și Prut, pentru că eu aici creez pentru oamenii acestei limbi și dacă mai străbate granițele ceva din ceea ce fac, mă bucur. Și dacă mai și ajunge la suflete, mă bucur mai mult. Dar când ați ajuns la acest nivel de conștientizare? A venit de-a lungul timpului sau a fost prezent de când totdeauna? Eu m-am născut într-o familie de oameni modești, onești, care nu s-au crezut niciodată buricul pământului, tata așa și mă numea, adică mă numea, îmi spunea, nu crede că ești buricul pământului, adică să nu mi se urce la cap niciodată nicio realizare, pentru că eram genul de copil care vroia să spună mai mult decât alți copii și chiar realizam mai multe în comparație cu unii colegi de-ai mei. Și oricum tata mă punea la punct și a făcut bine. Pentru că niciodată n-am permis ca acest orgoliu să crească încât să pierd acel echilibru. Să știu că sunt cu picioarele pe pământ un muritor care, dacă poate să contribuie la binele acestei lumi, să o facă în felul în care știe să o facă mai bine. Bine, dar nu vi s-a întâmplat niciodată, n-ați fost încercată de un soi de gelozie, poate. Atunci când cineva fredonează o melodie, un text și măcar n-are habar cine a scris acel text sau crede că îi aparține altcuiva. Pe mine altceva mă supăra când interpreții își atribuiau ca pe un bun al lor, ca pe o realizare completă a lor. Și când era momentul să spună cine stă în spatele unui cântec de succes, ezitau să spună că de fapt suntem echipă și totul se face în echipă și e bine să îi dăm cezarului ce al cezarului. Adică mi se părea că îi face față unui interpret să vorbească despre munca în echipă, pentru că mulți, odată ce i-ai oferit textul și ți-au dat un bănuț pentru el, li se pare că ei au tot dreptul la cel produs. E vorba de o corectitudine de lucru, dar invidie, gelozii, nu. Să știi că e o pierdere de timp și de sănătate să te încarci cu asemenea sentimente care nu sunt deloc constructive. Eu am, clar că m-am încercat și nu odată tot felul de sentimente, că toți suntem oameni și e cel mai greu să scapi de orgolii, că orgoliile sunt chestii foarte șmechere, ele vin acolo unde ți pare că l-ai învins, dar el vine cu altă față. Dar dacă încerci să te detașezi de tine, să te privești dintr-o parte în fiecare zi, faci din asta un exercițiu, care la un moment dat îți prinde bine și atunci energia asta pe care ai putea să o pierzi în sentimente joase, o valorifici altfel și faci mai multe texte bune. Dar cât de mult contează simbioza asta dintre textier și interpret și cum se formează ea? E foarte bine când știu cui îi ofer un text, pentru că dacă cât de puțin cunosc acea persoană, și am învățat să privesc în interiorul omului și să citesc ceva în suflet. Sunteți un gen de psiholog. Păi atâția ani de comunicare cu tot felul de oameni care îmi povestesc istoriile lor, te învață câte ceva. Și dacă știu și cunosc cât de cât acel om, cu toate că s-a întâmplat să-i ghicesc sentimentul și fără să-l cunosc sau fără să știu măcar o iotă, atunci, clar că dau seama ce limbaj îi s-ar potrivi, cum ar putea el să fie mai convingător și, deși fac pentru cineva și trebuie să îi se potrivească foarte bine, pun energie de-a mea în acele cuvinte și atunci lucrurile, dacă într-adevăr se întâmplă și spre binele cântecului, au sens, pentru că sunt și multe colaborări sterpe sau, hai să le zic, proaste, care
chiar de la prima lansare, se pierd undeva în această negreață de cântece care nu sunt. Și mai există acolo și o a doua șansă, a doua tentativă de a lucra? Întotdeauna există. Nu există șansă numai după ce nu respiri. Adică chiar și acolo unde îți pare că nu mai sunt șanse, dacă vrei, dacă vor. Care e diferența dintre o poezie și un text pentru o piesă? Poezia, spuneam eu, trebuie să fie libertate, să nu depindă de nicio rigoare. Pe când textul deja este ca și cum condamnat la limite? Da, la multe limite. Pentru că vorbim de persoană, de sexul acelei persoane, de mesajul pe care vrea să-l transmită, de ritm, de rimă, de linia melodică, de stilul, de genul muzical, de foarte multe nuanțe care trebuie să încapă într-o construcție atât de mică și să mai și povestească ceva. Ați zis anterior cuvântul libertate. Ce înseamnă libertate pentru dumneavoastră? Cum o vedeți? Libertatea e ceea ce percepi tu însuți, pentru că orice libertate are limitele ei. Dar atâta timp cât limitele astea nu te încurcă și nu le vezi ca pe niște ziduri de nestrăpuns, de nestrăbătut, atunci mie mi se pare că atunci când poți să fii onest cu tine și cu celălalt, e o mare libertate. Noi am pierdut libertatea asta vrând să placem celorlalți și să obținem din orice comunicare ceva bun pentru noi. Iată, când pierzi acest interes și când pur și simplu ești onest cu tine și trăiești într-un adevăr și îți permiți și riscul și luxul de a-l oferi și altora, atunci ajungi la un soi de libertate rară. O libertate rară. Sunteți văzută de mine personal și bănuiesc că de mulți alții ca un izvor nesecat. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Mai seacă uneori izvorul? Se mai oprește? De câte ori stau și mă uit într-un punct și nu văd nimic. Și apoi se întâmplă să visez o frază și mă leg de ea și mă trezesc. Mă impun să mă trezesc, chiar dacă vreau să mă odihnesc. Pentru că acest mecanism, odată ce s-a pornit, e greu să-l oprești. Dacă am descris o carte și iată, pe ultima sute de metri de redactare, se pornește un motoraș care nu se liniștește mult după scrierea cărții și încă tot găsesc expresii pe care le-aș rescrie, pe care le-aș omite. Dar e bine să fii așa, să fii într-o continuă căutare, că atunci când se termină căutarea, mi se pare că se termină totul, ești un mort viu. Și e bine să fii curios până la sfârșitul vieții, că numai această curiozitate ne face să mai menținem copilul din noi și să ne mai putem mira. Omul când încetează să se mai mire, a și îmbătrânit. Și câți copii am întâlnit obosiți de viață și lipsiți de acea mirare pe chip. Da, apropo, dumneavoastră, vă este frică de bătrânețe? De bătrânețea spiritului, da. De plictiseală, de oboseală, mi-e frică. Bătrânețea fizică e inevitabilă. Să te temi, să nu te temi. Dar ea vine ea. Nu la toți vine. Tare mulți pleacă fără să o cunoască. Eu aș vrea să îmbătrânesc firesc, așa cum e normal să îmbătrânească orice om și să împrindă bine acei ani, oricare ar fi ei, că la sfârșitul unei vieți de om, că spre a doua jumătate în care intru încet, încet, să aibă valoare și pentru alții, dar și pentru mine. Să simt că i-am trăit, că nu au fost niște pagini din calendar care s-au rupt, s-au mototorit și s-au dus la gunoi. Uneori o zi cântărește câte un an. Eu aș vrea măcar o zi să cântărească cât o zi, dar o zi adevărată. Și să știu că acea zi a conținut iubire și trăire și nu doar goană după nimic. Da. Noi, după cum vorbeam și anterior, suntem într-o continuă goană
și spre regret nu reușim să observăm adevăratele valori sau adevărata esență. Da, despre ce valori vorbim? Chiar de una zi am văzut postarea cu animalele din Africa care mor de sete și foarte mult m-a bulversat acea imagine, pentru că noi trâmbițăm despre una alta, valori efemere, când elementar sunt zone pe acest pământ mic în care mor și fiarele și oamenii de sete și de foame. Până nu se va echilibra lucrul ăsta câtuși de puțin și până nu se va investi și în acele ființe pe care nu poți să le privești, că te sfâșie, la cât sunt de necăjite, atunci când tu irosești totul și tot nu-ți ajunge, nu cred că vom ajunge undeva cu toții. De aceea mie nu-mi place să vorbesc despre valori când știu că și eu fac parte din acei oameni care consumă, care irosesc, care nu investesc în ceva ce ar ajuta pe altul să supraviețuiesc. Elementar. Da. Am luat-o noi pe o notă... Pe o notă normală, că asta e adevărata viață. Pe o notă adevărată, asta vreau să zic, chiar dacă tristă, dar adevărată până la urmă. Însă eu o să încerc să mă duc pe altă cărare. Hai. Și să vă întreb, de unde își trage Seva în rădăcini Radmila Popovici pentru a înflori, pentru a crea, pentru a se bucura de viață, pentru a avea cele zile consistente, după cum le spuneți dumneavoastră? De acasă. De acasă. Acasă pentru mine este căsuța aia de la florițoaia de lângă club, cu fântâna în poartă, iată acolo era Seva. Cea mare, dar eu vreau să zic că apa din fântâna de lângă casa bunicilor era mai gustoasă, pentru că avea un gust, dar mai este și un izvor nu departe de casa bunicilor, care are o apă aproape dulce. Atât e de bună apa aceea și am căutat vara trecută să gust din acel izvor care când va țâșnea cu înverșunarea, acum abia de cur câteva picături și gustul era același. Și mi-am dat seama, Doamne, ce mult înseamnă o cană cu apă când o bei de la poarta bunicilor sau din izvorul copilăriei. Acolo cred că e acea rădăcină care tu îi zici nesecată. Bine, dacă copiii mei vor prelua măcar ceva din ceea ce sunt eu și ca, nu numai fizicul și genetic, dar și ca spirit, voi considera că apa aceea de la florițoaia e apă vie. De asemenea, bunicii mei care au fost niște povești vii și sunt în continuare, să știi că atâta timp cât nu uităm poveștile bunicilor și sfaturile lor, ei încă mai vorbesc cu noi. Nu mai zic de părinți care mi-au oferit o copilărie de vis. Privesc la acest panou unde ninge și mi-amintesc de acele ninsori din copilărie și cum umblam aproape de sculți în caloși și ne intra zăpada și mi-e dor de acea zăpadă. Aș vrea să o cunoască și copiii mei, să se bucure de iernile pe care le aveam noi, dar iarăși undeva cineva moare de sete, așa că să nu ne plângem și să facem tot posibilul ca să păstrăm planeta asta care ne oferă 4 anotimpuri, cel puțin aici, în acest spațiu. Adevăr. Și atâta frumusețe. Și mulțumesc că m-am născut în Florițoaia, în familia mamei și a tatălui meu și a bunicilor care mi-au oferit o copilărie pe care o port în continuare și din care probabil sap și găsesc aceste poezii și texte despre care vorbesc. Cum erau sărbătorile de iarnă în copilăria dumneavoastră? A ce miroseau ele? Care erau activitățile preferate în acest sezon? Mergeam cu uratul. Eu țin minte foarte bine că ajungeam... Adică prima etapă a uratului îmi plăcea, cât încă eram entuziasmat. Și îmi dădeam seama că nu-mi place să fac același lucru de multe ori. Deci repeți aceeași urătură, din poartă în poartă, aceiași oameni. Ei, aceiași. Ies cu aceleași daruri, cu colăcei și ruble. Erau ruble atunci. Și la jumătate de sat deja consideram că nu e de mine uratul.
mă duceam liniștită acasă și îmi plăcea să ascult cum vin alți urători. Și eu între timp ce făceam? Cred că ascultam toate concertele posibile. Asupream pe fratele meu când îmi plăcea vreun cântec să scrie și el ce aude, pentru că noi nu aveam acces la texte, dar eu vreau să capăt textele cântecelor care îmi plac. Deci o fire artistică din frage de copilărie. Și ce mai aveam eu? Aveam un carnețel în care îmi scriam dorințele înainte de anul nou. Și țin minte că erau dorințele alea de copil, nu mă învăța nimeni, erau adevărate rugăciuni. Mă rugam pentru ai mei. Mai păstrați practica asta cu dorințele? Mai scriți dorințele? Nu le mai scriu, le scriu altfel în mintea mea. Și ce vă doriți de la noul an? Vreau să fie și vii și sănătoși și în afara pericolului toți oamenii pe care îi iubesc și care mă iubesc pe mine. Doamna Radmila, eu vă mulțumesc mult pentru prezență. Iată că timpul acordat interviul nostru este limitat, iarăși ne ciocnim de acele limite. Cu siguranță am avea mult mai mult de discutat pe diferite subiecte, însă eu vă doresc un sincer la mulți ani, atât dumneavoastră cât și familiei dumneavoastră. Până la noi, revederi! Același lucru ți-l doresc și ție și întregii planete. Și întregii planete, tocmai din acest considerent, vă provoc la final de interviu să veniți cu un mesaj pentru toți cei care ne privesc. Sănătate! Cu ce am început, cu aceea încheiem. Dar mai întâi de toate, multă sănătate și nepoților și bunicilor și tuturor vorbitorilor de limba română și tuturor trăitorilor acestei planete. Vă mulțumesc încă o dată, o seară frumoasă să aveți! La mulți ani!